Salutare pe repede înainte aici la Victory MVP Time, prieteni. Am un invitat, un om extraordinar pe care îl admir foarte tare, pe care îl urmăresc pe toate rețelele de socializare, pentru că este o persoană extrem de activă. Este un exemplu pentru toți cei care vor să facă lucruri cu adevărat în viață și să le ducă cu bine întotdeauna la superlativ. Este un om care a venit în dimineața asta la prima oră, chiar la șapte jumătate, a aterizat și a ajuns aici într-un timp destul de scurt, 45 de minute de la aeroport la studioul Victory MVP Time. Îi mulțumim din suflet lui Ionuț Rada pentru că este prezent aici la noi. Mulțumim și te salutăm cu drag. Mulțumesc, Valentin, mulțumesc de invitație și mă bucur că sunt aici alături de voi. Spuneai că am ajuns repede, tocmai pentru că mai era puțin și dacă se întâmpla ceva nu era problemă, dăteam drumul la alergare că eu sunt obișnuit dimineața să fac alergarea. Păi pe rețelele de socializare văd de fiecare dată că fac sport chiar și pe mine m-a îndemnat, măcar să fac 10-15 minute de exerciții fizice dimineața și întotdeauna ești un exemplu extraordinar pentru mine și întotdeauna fac și eu măcar 30 de minute, adică prefer să nu mai au mașina uneori și să merg cu metrou și să merg 30 de minute până la un client sau ceva de genul ăsta. Totul începe cu cu primul pas. de asta, asta este și obiectivul meu pe care, cu ceea ce spuneai tu, că sunt prezent pe rețele de sociale, tocmai cu îndemnul la, la mișcare și de asta cred că uh, pot să ajut. Adică să știu că sunt persoane care au nevoie de să fie încurajate și prin ceea ce fac sunt sigur că ajunge așa, lucrează un pic la subconștientul fiecăruia și cred că poate să aibă impact pozitiv. Pe mine, dacă mai prins și sunt și om de marketing <laughs> și înțeleg mesajele și s-au întâmpărit bine în, 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 ceea ce fac zilnic, înseamnă că sunt mulți, mulți oameni care au urmat da. exemplul tău. Dar eu mi-am notat și niște lucruri aici și cu permisiunea prietenilor noștri am să-l citesc pentru că sunt multe nume aici. A jucat în Liga Campionilor împotriva lui Van Persie, Daniel Ves, Tony Cross, Francesco Totti, Thomas Müller, Wayne Rooney, Patrice Vra, Ryan Giggs și lista poate continua. Are 17 partide jucate în grupele Ligii Campionilor. Oare când vor mai juca jucătorii noștri în Ligile Sper că cât mai are totdeauna record, și cum e Valentin. Trebuie dorim, eu îmi doresc, eu îmi doresc, adică nu mi-aș dori să rămân eu unul acolo și gata, sau am dat un gol și să rămân eu. Nu, mi-aș dori să fie niște performanțe aceste performanțe sau chiar și această o performanță, că joci împotriva unor campioni, să-și dorească cei din noua generație să ajungă și să depășească. Nu să spună doar că băi, nu o să pot niciodată. Nu, se poate. Și ai marcat și două goluri. Ești și campiona României cu CFR Cluj. Ai în Parmale și două cupe și o supercupă cu Rapid. Până să marchezi așa în Liga Campionilor. Cum a început fotbalul Ionus La Craiova. Craiova, unde acolo m-am născut, am crescut și m-am îndrăgostit de acest sport minunat. Chiar dacă nu mai sunt activ, iubesc în continuare acest sport, uh, pentru că consider că este sportul rege. Și uh, pe mine, fotbalul cumva, odată că m-a ajutat în viață în carieră, dar și m-a dezvoltat ca, ca om. Uh, am început la Craiova, bineînțeles, pe terenul de lângă central, stadionul central, și acolo, practic, uh, cu gândul de a ajunge pe dreptunghiul verde pentru că noi jucam cumva pe niște terenuri de pământ era de bitum și așa de mai departe bitum cum erau terenurile atunci dar întotdeauna visul și obiectivul așa cât reușeam noi să înțelegem la vârsta aia băi îmi doresc să ajung să joc pe, pe central pe un teren cu iarbă și pe cu foarte mulți spectatori. spectatori pentru că mergeam cu, cu tata la, la meciuri și vedeam ce înseamnă Universitatea Craiova vedeam ce înseamnă fotbalul adevărat și pas cu pas am început, să spunem, acest drum. Un drum la care, pe cât de frumos a fost, pe atât de multe provocări. Dar în, aceste, în același timp, provocările, Valentin, să știi că m-au ajutat să mă formeze ca om. Chiar dacă este neplăcut și în perioada de când eram copil și mai târziu în carieră, n-a fost deloc ușor. Dar Așa, uitându-mă în spate acum, dau seama că cele provocări m-au ajutat să mă dezvolt, să înțeleg că viața și cariera unui sportiv este făcută din ambele situații, nu numai victorii, și înfrângeri, și accidentări, și situații sau alegeri. Și chestia asta m-a ajutat și în ceea ce fac acum, să învăț. Am și o curiozitate. Ai jucat în apărare de la bun început sau ai început pe alt post? Eu mi-aduc aminte cam. La junior, jucam uh, undeva mijlocaș defensiv sau chiar ofensiv. După care a fost așa o perioadă în care am crescut foarte mult. Uh, partea motrică cumva a rămas în spate, devenit mai lent, aveam dureri de spate, de genunchi și cumva antrenorul, apropo de, de lucrul ăsta, antrenorul a fost inspirat să nu renunțe la mine. Uh -huh. Pentru că se întâmplă în ziua de astăzi în care antrenorul vede anumite schimbări, nu mai este același copil de acum 2, 3, 4 ani și spune, îmi pare rău, nu mai pot să mai, e mai greu, nu mai pot să mă mai bazez pe tine. E, și acel antrenor, Jean Georgescu, de la, de la junior, cumva a simțit lucrul ăsta și a zis, Ionuț, uite, ai pierdut din viteză, din coordonare un pic, hai să mergi pe un alt post, să vedem până când Stabilizez un pic, până pui un pic de masă musculară, pentru că crescusem, nu știu, 15 cm într-o vară și era... Pa. Fost, au fost și probleme la modul că puteam să renunț la fotbal. Adică 15 cm acolo... nu-i puțin, e chiar o problemă. Da, 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 o problemă. Adică nu mai puteam să mai aplec, mă durea foarte tare spatele. Cei de acolo de la... Mi-aduc aminte că Ionuț va fi greu să faci fotbal în continuare. Deci erau reticenți? Da, erau reticenți pentru că, nu știu, pe radiografii ved, văzuseră da, cât de tare crescusem și era foarte greu. Și acela antrenor a spus, Ionuț, hai să mergi să joci în apărare, acolo ai cumva jocul în față, nu trebuie să mm -hmm. aleși foarte mult. Sau... Și cumva, încet, încet, am prins postul acela. În timp m-am dezvoltat și cumva și dururile în timp au s-au -au diminuat și am reușit după aia să, să mă dezvolt. Tu te-ai format la școala Gică Popescu? Am început la clubul sportiv, CSS Craiova, da. după care în clasa șaptea am uh, mers la școala de fotbal Gicopescu. Apropo de, ai pomenit de tatăl tău, cine te-a susținut cel mai mult în carieră dintre părinți? Sau? E clar că tata, tata era și este pasionat de fotbal, în primul rând. El, la viața lui, a jucat și el la copii juniori. El a făcut dansuri populare. Deci, mai știu cum stai grav. cu dansurile. Alea de bază, Hora și Sârba, știu să le joc. Mai departe, uh, cumva, nu, nu m-am dus. Dar uh, cu el am mers la stadion, cu el, așa cum ți-am zis, m-am îndrăgostit de acest sport, am descoperit ce înseamnă Craiova și clar sunt un fan al Universității Craiova. Indiferent unde am jucat, pentru mine Craiova rămâne în sufletul meu. Cum a fost? A fost la un pas și un moment în care trebuia să alegi între școală și, și fotbal? Mai ales că spui că a fost o problemă în care puteai să renunci la fotbal dacă nu exista un antrenor extraordinar să te, să te ajute. Da, din păcate aude foarte multe ori, cum, probabil și în vremea respectivă, că nu se poate. Nu se pot amândouă, să spunem, școală și... Sau au fost și, și alți jucători franci care da, au spus, eu am renunțat da, la școală. Eu am și... renunțat. Nu, eu, eu spun că se poate. La tine se vede că n-ai renunțat. Da, n-am renunțat și am <laughs> continuat și au fost momente când, poate le-am spus la întâlnire, domnule, trebuie să merg să-mi dau examenele. Păi eu nu, trebuie să alegi. Zic, nu trebuie să aleg nu joc meciul ăsta sau nu joc, nu mă luați în cantonam pentru etapa următoare, dar eu vre, trebuie să merg să-mi dau examen. Și am insistat pe lucrul ăsta, pentru că era pe lângă visul meu de a juca fotbal și pasiunea, îmi doream să termin liceul, să merg la o facultate, să-mi fac master, adică chiar îmi pusesem eu și Ovieti și am zis, nu, vreau să fac și se poate face lucrul ăsta. Ai avut niște obiective clare. încă. De... Da, adică eu îmi doream lucrurile astea, băi, trebuie să fac. Adică... Dar asta ai simțit tu, nu neapărat Nu că ai fost ghidat de cineva. Bine, părinții bineînțeles că tot timpul susțin lucrul ăsta și în continuare părinții și antrenorii trebuie să susțină școala, sport, școala, fotbalul. Deci tot timpul ele poate să meargă liniștit, mână în mână, fără niciun fel de problemă, doar că trebuie ajutat acel sportiv să înțeleagă cum să se organizeze, să înțeleagă cu ce va ajuta, cu ce va ajuta pe teren școala, plus pe mai, pe mai departe. Pentru că sunt sigur că lucrurile uh, le descoperă pe parcurs. Nimeni nu poate să-ți garanteze că vei ajunge fotbalist sau vei... dacă. Dar împreună, cu siguranță, te dezvoltă cam în primul rând. Cu siguranță. Hai să ajungem la debutul în Divizia. Cum a fost debutul în Divizia? Eu am văzut că a fost un meci cu, cu Astra, în care se pare că ai și marcat. Da, îți îți mai debutul. Aduce da, debutul. Divizia, debut, ca așa se numea. Da, Divizia era așteptat și râvnit de foarte mult timp. Eram deja în angrenajul echipei și uh, mi-aduc aminte că în perioada respectivă terminasem încă un de iarnă, era Ilie Balacea Antrenor și. Cumva simțeam că momentul respectiv va fi... Ilie Balaci. Da, ala. cu Ilie Balaci. Cu el ai debutat. Da, da. Și începe prima etapă. Baldovin, care era fundat central atunci la Craiova, a luat galben. Era suspendat pentru următoarea etapă și mă gândeam, zic, oare e momentul Venim acasă și de luni începea săptămâna premergătoare meciului, și mi-a spus copiile vezi că vreau să încep cu tine sâmbătă. Fiu, am început emoțiile. da dai seama ce moment extraordinar da. să te debuteze în prima da, ligă da, da, da. Ilie Bala. Da, și... și Pentru mine Ilie Balaci a fost mai mult decât un antrenor. A fost omul care mi-a influențat și cariera dar și viața de familie. Pentru că chiar dacă l-am avut pentru puțin timp antrenor eu cu Naili, așa cum da. îi spuneam, discutam foarte mult în afara terenului. În decursul anilor vorbesc. Și... A rămas un sfătuitor. Da, da, da. da. Tine. Un mentor, un, un om care îl simțeam așa, aproape, aproape, foarte apropiat, pentru că sfaturile lui nu veneau neapărat și pe partea de fotbal și pe ceea ce trebuie să fac, dar veneau cu atât mai mult și pe partea de familie. Adică, lucrurile pe care mi le spunea, spunea și el era tot tată de două fete, și eu la fel, și a, eu la fel. Da, așa că știm <laughs> și uh, spunea că, indiferent de ce se întâmplă, să ai grijă de fetele tale. Fetele tale însemnând cele două fete, plus soția, adică, evident, da. Evident. Și uh, simțeam așa din vorbele lui o căldură, simțeam că acele sfaturi îmi vin din suflet și, cumva, pentru mine au avut impact foarte mare. Și, ales ceea ce reprezenta Ilie Balaci și reprezintă în continuare, chiar dacă nu mai este printre noi, omul Ilie Balaci pentru mine a fost mai mult decât antrenorul Ilie Balaci. Foarte frumos. Cum, cum ai ajuns la rocare atunci? El a plecat, atunci a plecat de la Craiova și eu veneam după o deplasare în Canada, fusese jocurile francofonie în Canada. Uh -huh tot așa, Dumnezeu să ierte să Manea, fusese antrenor la Under 21 la tineret, cum era atunci, și mi-a spus, eu nu ți îmi place, va trebui să joci la echipa de club ca să te chem în continuare la, la loturi național. Am ajuns acasă, era Marian Bondre, antrenor, și a spus, eu Ești încă la început, n-ai experiență, uite, ar fi bine să mergi la altă echipă. Unde să ai jocuri mai multe. Să ai jocuri mai multe. Ah. Și cumva era a... Echipa din Craiova electro, Electrobere sau ceva de genul ăsta, dar era în Liga 3, am zis că nu vreau. Și am zis, nu, mai bine rămân la Tineret. Și cumva a venit după aia această uh, opțiune Rocar. Mm -hmm. Rocar unde, am zis, OK, nu e Tineret, nu e Liga 3, dar totuși e Liga 2. -a. Și așa am făcut pasul în București. Am fost împrumutați mai mulți jucători de la Craiova și așa am ajuns în București. Ai, ai adunat aminte și de, de Naemanea. Pasul la, la rapid, cum s-a produs? Uh, erau discuții de mai mult timp pentru prelungirea contratului la Craiova, adică se dorea eu deja deputase pentru echipa națională cea mare. Eram văzut ca un jucător de viitor și un jucător important pentru, pentru Craiova, însă lucrurile s-au întârziat, lucrurile s-au tărăgănat, nimeni n-a făcut niciun pas important, tot așteptam să văd exact ce se întâmplă mai departe, până când la un moment dat au intrat și Dinamo și Rapid, au intrat pe, pe fir și cumva clubul de atunci și cine era responsabil din El cu a acceptat oferta rapidului. Iar eu atunci când am văzut că, e clar, eu îmi doream să rămân la Craiova, dar văzând că a acceptat oferta, mi-am dat seama că trebuie să fac următorul pas. Adică, deși s-au scris foarte multe și multă lume a dat vina doar pe noi jucătorii la vremea respectivă, foarte puțin știu de astfel de discuții care s-au trăgănat de săptămâni și luni de zile. De, de prim vară tot încercam să facem aceste întâlniri și să prelungim, pentru că eu îmi doream lucrul ăsta, mă simțeam bine la creva, doar că mai departe nu... Așa a fost soarta, așa a fost o soartă da. bună, pentru că am văzut și mi-am notat că în acel sezon, în 2005-2006, ai jucat în aproape toate meciurile. E o poveste care a rămas, cum să spun, mă refer la acel sfert de finală de Cupa UEFA, cum era atunci, că așa se numea atunci Cupa UEFA, jucat în dublă mașă cu, cu Steaua și așa ți-a ieșit de acolo. Da, a fost un an fantastic, exact cum se numește perioada aia, sau ambele echipe sunt numite eurofantasticii uh, jucătorii de atunci. Într-adevăr uh, a fost ceva incredibil. Pentru mine personal a început destul de rău acel sezon, eram nu rezervă, eram în tribună. Însă, apropo de și ceea ce fac acum și cum a decurs care era mea, nu au renunțat. Era un moment greu și trebuia să-l treci. Trebuia să-l trec, apropo de provocările de care îți ziceam la începutul podcastului, pentru că, da, te ajută astfel de momente să-ți scoată în față și latura aia de care are nevoie, să spunem, un jucător de fotbal. Iar în momentul în care am început acest sezon, cu meciurile cu Feyenoord, cu Ren, cu Pauk, cu Stuttgart, după care Hertha, după care Hamburg, după care Steaua, adică niște meciuri în Ce lume, ce echipe, o să rămână da. asta. O să fie, adică noi ne gândeam atunci și eram la momentul respectiv la Rapid, grupul pe care îl aveam cu Răzvan Lucescu, eram atât de încrezători încât chiar nu conta că avem Hertha sau Hamburg care câștigase cu Bayern și era pe primul loc în Bundesliga la vremea respectivă, domina fotbalul din, din Germania cu jucători care după dubla cu noi, Van Buiten a plecat la Bayern München, Bula Cruz a plecat la Chelsea, Van de var a plecat la Real, Demel a plecat la City. Adică numai unul și unul erau acolo și noi am reușit să eliminăm. Apropo de perioada rapid, nu pot să trec peste o întrebare. E adevărat că, între ghilimele, zgârcitul lui George Copos ți-a dublat salariul atunci? Evident, după negocieri. Da, nu neapărat <laughs> mi l-a dublat, a fost o aproape de Dublat, pentru că eu într-adevăr venisem în 2004, asta era în 2006 și rămâsesem din toată echipa care făcuse performanțe, rămâsesem singur jucător cu contractul vechi. Mm -hmm. Și a fost oarecum nevoit în... Oarecum sâmbra. și datorită performanță și cumva se apropia uh, scadența contractului și uh, a fost negocieri destul de intense. Mi-aduc aminte cu Victor Becali și cu George Copos la, uh, acolo la la, el, la hotel și chiar și în condițiile în care mie am crescut contractul eram tot sub nivelul... Ce colegilor lați, la da. Dar cumva, eu întotdeauna, în carieră și în lucrurile pe care să, dacă nu s-a putut exact atunci cât am vrut, am luat întotdeauna partea plină a paharului. Adică, am plecat totuși, am crescut. Că n-am crescut, poate, din punctul ăsta de vedere cât mi-aș fi dorit eu și așteptările pe care am avut, însă a fost o creștere. Și apoi ai plecat la Steaua. A costat ceva bani transferul tău? Era da. bergodi antrenor Bergody, atunci atunci, da. te că am trecut pe bancă, nu? Da, pe se schimbase sistemul. Eu, am avut, de ce uh, ai zi... plecat din Giulești? Că te trecuse pe bancă? Uh, <laughs> și asta a contat. Și asta a contat pentru că eu veneam, uh, veneam după performanțele cu Răzvan Lucescu, jucasem cu trei fundași pe, pe spate, Marius Constantin Vasile Maftei și eu în stânga. Bergodi a venit și a schimbat în patru și era că el uh, prefera pe Maftei și pe Marius Constantin. Asta a văzut din, pe, din meciul de pregătire. Am avut discuții cu el, mi-a spus că nu e niciun fel de problemă o să vină și rândul meu și oricum are nevoie de toți numai că eu îmi doream să joc. Asta cumva m-a caracterizat toată cariera mea și în unele momente, cum a fost și în cazul la Steaua, când am renunțat la bani și m-am dus la Autopen să joc, o echipă mică considerată, dar am vrut să joc. Așa și aici. Semnalul meu a fost, nu sunt mulțumit că sunt rezervă după perioada pe care o făcusem la Rapid, vreau să joc. Și eram nemulțumit, într-adevăr. După care, probabil, vocile în jur au ajuns. Știu că mă sună Gică Hagi, că mă doresc și la Steaua. A fost un transfer fulger. Tu erai da. pe foaia de joc la meciul de La Rom, cu, cu, da. cu Dinamo. Cu Dinamo, da. da? Și apoi, așa mult te-a dorit Hagi atunci? M-a dorit și, cumva, pentru mine a fost așa o, o onoare să fiu, cumva, dorit de Steaua și de, de Gică Bineînțeles că eu nu credeam în acest transfer. Pentru că mă gândeam, e greu ca o rivală și cum era la vremea respectivă, nu ca acum, să schimbe jucătorii sau să vândă între ele. Pentru că obiectivul era ca rapid să vândă în străinătate după perioada foarte bună. Doar că spre surprinderea mea, așa cum s-a întâmplat și la Craiova, mă așteptam să fie Ionuț. Nu, tu ești un jucător important sau dacă e să pleci, pleci doar afară. A, te să nu fie chiar de acord. Să nu accepte. Mm -hmm. Dar... Ace același lucru s-a întâmplat și aici. Adică de asta cumva eu nu știam și mă gândeam că e imposibil să accepte, că băi, o să fie nebunie, că plec eu la steaua. Mm -hmm. Și clubul rapid a acceptat. Din, cu mine n-a vorbit nimeni din conducere, președinte sau antrenor să-mi zică, eu nu o bazez pe tine, tu ești un jucător bun, ești jucător. Nimeni n-a decât eu nu cluburile s-au înțeles. Ce și a rămas... Pus. A în fața okay. faptului împlinit. Exact. Și atunci, ok, dacă așa merg lucrurile, ok, trebuie să mă înțeleg și eu atunci, să merg eu mai departe, exact cum s-a întâmplat și în cazul Craiovei. Și de asta spun că uh, sunt alegeri, sunt uh, lucruri pe care un jucător trebuie să le facă în decurs de... On the Da, adică direct acolo să iei decizii. Cumva era ciudat pentru că eu m-am dus să-i salut pe băieți, băieții erau, se pregăteau de meci și nu le venea să creadă că se întâmplă lucrul ăsta. nu -mi venea mie să cred că au acceptat ce de la Rapid, dar mergeam cu gândul pentru că era un lucru pe mai care îl doream. Mai după o perioadă extraordinară. Exact. Și îmi doream să joc în Champions League. Adică până la urmă am zis, ok, nu se mai poate, nu se dorește lucrul ăsta, merg mai departe. Plus că era șansa de a juca în Champions League, șansa de a juca, să fiu antrenat de, de antrenat de, de Hagi, un om pe care îl respect și l-am admirat ca jucător. Și, bineînțeles, ideea de a juca în Champions League, m-a atras foarte tare. Și când ai ajuns la Steaua, actuala FCSB, să zicem, că asta e părerea da. mea, cu zici că cu George Copos nu prea ai interacționat. Nu, no, foarte. Dar puțin. cu Gigi Becali te-a șocat, acum îl cunoaștem toți, da. dar atunci, la momentul ăla, te-a șocat ceva la el. Păi, eu, la momentul semnării contractului, el nu era. Adică, eu ce am discutat, am discutat doar la telefon. Da? După care cu președintele și cu cei din conducerea clubului cu Adrian Ilie, care era atunci la vremea respectivă director sportiv. Și foarte târziu, când noi deja am debutat în Champions League și atunci când ne-a oferit ceasurile cadou, uh -huh. atunci noi ne-am întâlnit. Acela a fost primul, primul meu contact. Și a mai fost o întâlnire când tot așa eram eu nemulțumit, ne era lăcătuș, că nu jucam. M-am dus cumva la locuința lui, la palat acolo, să discut despre problemele mele și atât. Adică eu n-am avut... În trei ani de zile, nu știu, de două sau de trei ori am vorbit ai cu avut el. Foarte multe interacțiuni. Nu, 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 nu. Adică s-a mai întâmplat un episod când tot așa eram, eu nemulțumit și a venit el să-mi spună că, cum se întâmplă și acum, în cazul lui Radunoviș, că să stai aici, că ai contract și nu pleci, așa și mie, dar cumva el a crezut. Și el mi-a spus, ok, știu că te înțeleg, că-ți e greu că nu joci, dar uite, o să plece Goian, că atunci Goian se vorbea să plece și o să, o să vezi că o să joci. Și așa s-a întâmplat, a plecat Să avut o relație destul de echilibrată. Da, echilibrată, că adică n-am avut multe discuții adică personale. Adică ți-a dat și un argument, ți-a da, spus, aș, uite, la da, da, da. Din punctul meu de vedere, el cu mine a fost foarte corect. Și cum s-a comportat și felul cum, cum a vorbit și felul cum... Nu știu, eu l-am simțit, un conducător de club la vremea respectivă, unul care mie personal nu mi-a dorit răul. Sau să își bată joc de mine sau să, nu știu, să se poarte urât cu mine. Nu cred că există vreun jucător care să să-i reproșeze lucruri de genul ăsta mai personale. Sunt, mai sunt unii pe care Bine, declarațiile da, și da. felul cum are el, alea da. Alea, să spunem, e ca A, o decizie de rol... antrenor, da. e ca o decizie de antrenor, dar Cred că sunt mulți patroni care au făcut mai mult de rău jucătorul decât a făcut el. Să spunem, dacă este să analizăm așa din punctul de vedere. El a devenit sportiv. ceva inspirațional pentru ceilalți da. patroni. Dar așa Antrenorul cum am spus, personal, din... personal eu am avut o relație foarte ok cu el, atât cât se poate jucător-patron și n-am ce să reproșez din punctul ăsta de vedere. Ai pomenit de Otopeni. Cum ai ajuns la Otopeni? M-am ajuns la Otopeni pentru că era antrenor Marius Lăcătuși. Aha. Nu jucam de foarte mult timp, la fel nu primeam nicio explicație, aveam un Iar salariu... era nevoie de o perioadă rocar cumva, ca să... Da, fie de, în alt sens. În alt Acum sens, dar, dar a fost cumva alegerea mea. Tinerețe, a fost alegerea mea și mulți m-au întrebat, băi, nu de ce pleci? Zic, băi, vreau să joc. "Păi, dar ce te interesează? Ai salariul aici? Nu depindea dacă joc un meci sau joc Mentalitatea 10. Mentalitatea aia care te duce până la urmă la a, Așa, final. și am spus, domne, nu, și a trebuit, am zis, Ok, renunț la jumătate din salariu, m-am dus la autopeni, am jucat toate meciurile, m-am întors, și a plecat, pe care am jucat cu Bergodi și cu Stoichiță. Apropo de Bergodi, Cristiano da. Bergodi nu prea te-a plăcut că ți-a fost antrenor și la Steaua. Nu, mi-a plăcut. Adică Pe tine plăcut, nu te-a plăcut. Nu, să știi că el în perioada rapid era clar că am avut puțin timp la dispoziție. Însă, ca să lucrăm și eram cumva eu supărat de alegerile lui. Iar niște lucruri pe care nu le înțelegeam. După care la Steaua mi-aduc aminte că Gigi care a spus așa, a cerut părerea lui Bericu de despre funda și din echipă. Și spunea, da, ok, era, îmi place, doar că la e nebun. Dacă nu joacă, e greu să te înțelegi cu el. Adică. Era deranjat oricum de. Era cumva pentru că. că nu acceptai tu statutul, că nu de acceptam rezervă. statutul de rezervă. Și s-a întâmplat lucrul ăsta, adică am avut, să spun așa, niște tensiuni. Ați avut clinciuri? Nu neapărat <laughs> discuții în contradictoriu, dar tot cu el am început să joc la Steaua. Uh -huh. Adică Bergodi, din punctul meu de vedere, la rapid l-am cunoscut foarte puțin, dar la Steaua mi-am dat seama că nu ține ranchiuna. Uh -huh. Adică dacă a meritat și el mi-a spus, Ionuț, când o să vină momentul, tot trebuie să fi pregătit. Și am început să joc cu el cât a stat el la Steaua, după aia am jucat cu, cu Bergodi. Personal nu cred, doar că eu aveam obiectivul meu de a juca meci de meci, pentru că asta mi-am dorit tot timpul, oriunde am fost, și el cumva, ca orice antrenor, de asta acum înțeleg lici. târziu anumite lucruri. Erau greu de gestionat, am făcut și o greșeală din punctul ăsta de vedere, pentru că nu e ușor să îți dorești atât de multe lucruri. N-am fost, așa cum am spus, și jucătorul care să se mulțumească, să zică, am salariul ăla, nu mă interesează, pot să stau liniștit aici. Adică n-ai vrut să stai într-o situație de confort. Exact. Vroiam, vroiam, să simt că merită să, să joc, știu, un meci oficial. Am văzut apoi că ai ajuns, ai ajuns în Dubai, ai ajuns în zona aceea când nimeni nu știa unde e Dubaiul pe hartă. Da, Cum a 2010, fost experiența în 2009, Experiență la care cumva eram în ultimele șase luni de contract. Cei de la Steaua erau atunci o perioadă dificilă și financiară și spuneau că nu pot să-mi ofere prelungirea sau cel puțin așteptările pe care eu mi le doream. Mi-aduc aminte că banii care au intrat de pe Vânzarea mea acolo cumva a ajutat și la salarii în perioada respectivă, primele care erau restante. Era o perioadă la care atunci patronul echipei nu mai investea foarte mult. Și pentru mine a zis, de ce nu? Adică era într-adevăr mult prea devreme la ceea ce mă așteptam eu, 27 de ani să, să merg acolo. Doar am zis, ok, hai să vedem. Tot timpul am fost deschis provocărilor. Am descoperit mai târziu dacă merită să continui sau nu. S-a și văzut că după șase luni de zile am revenit în România și am semnat cu CFR. D ai întors la CFR Club da, și acolo și asemnat... unde ai câștigat și primul campionat. Primul titlu, Ești... din nou Champions și League. Și experiența din Champions League. Și golurile marcate și uh, cumva, cred că e o răsplată a ceea ce cred eu că am meritat-o pentru că fotbalul a să spunem așa a meritat sacrificiul de a lăsa poate și partea financiară și Dubaiul să vin să joc totuși să fotbal. Să un campionat, să joci în Champions să joc League. în Champions League. Că probabil, cu siguranță salariul era mult mai mare decât în Liga 1, atunci la vremea respectivă. Dar pentru mine a contat, bineînțeles, și partea asta sportivă, și partea de familie. Și cumva am spus, nu, mie, sincer mi-era dor de, mi-era de competițiile europene, adică mă gândeam, stăteam așa de multe ori în antrenamente la, în Dubai <laughs> și mă gândeam de zice, zice, ce caut acolo? eu aici, adică mi se pare chiar așa de atât de devreme să închid cumva etapa asta de fotbal profesionist și am zis nu. Și după șase luni, bineînțeles că și cei de acolo schimbă foarte des antrenorii, jucătorii, am zis da. ok, e momentul să ne întoarcem. Împrumutul la lui în Liga a doua germană, cum a fost? Știm că nemții te doreau chiar și când erau în Bundesliga. Și în Bundesliga a fost să discuții, chiar când eram și la, la Steaua, a fost să discuții și tot așa a foarte aproape. Da, era antrenorul lor norvegian care mă urmărise de foarte mult timp, mă dorea acolo și conducerea. A venit tot așa, după o discuție cu George Costa, antrenorul de la de la CFR Cluj, în care aminteam și în, în cartea pe care am lansat-o, spuneam că a fost o discuție așa pe care aș fi vrut să o am mult mai bărbătească. Uh -huh. Mi s-a părut că explicația pe care am primit-o nu, nu, a contat pentru mine, la modul că eu tu nu joci în momentul ăsta, dar mi-aș dori să am 20 ca tine în echipă. Și mi s-a părut așa că parcă nu se potrivește una cu alta. Adică ori sunt Dar ceva fals. Păi, dacă eram, dacă își dorea 20 ca mine, Unde trebuie, să începi, da, trebuie, să încep, da, să încep și cu mine să joc, nu doar ca să mă ții pe bancă. Cum, 20 de rezerve vrei sau cum? Și mi s-a părut că după discuția asta, era după câteva etape în care nu jucam, mi s-a părut că zic, ok, e clar că nu, nu vede lucrurile așa cum, cum, vă, cum, vreau eu și am dat curs ofertei. Ai colegi extraordinari acolo. Hanoglu, care acum este la da. Inter, Pascal Gros la Brighton, la, la Brighton da. dar și cu Haralambus, care da, da, este fost colegi. antrenorul stelei, da, deși deci nu spun că nu este antrenorul stelei, dar da. asta e altă discuție. E, tu eu... ce părerea Este sau nu a, antrenorul stelei? Eu cred că exact ce Da, eu cred că era... Exact asta am spus și când a venit, înainte să semneze, am vorbit cu el la telefon și în a, chiar în primele interviuri pe care am avut vis-a-vis -vis de lucrul ăsta, ce rol va ocupa. Și am spus așa, dacă va înțelege să accepte cumva anumite situații de la echipă, direcțiile strategice, de direcțiile sens. și schimbările, că până la urmă le vedem și toate genul ăsta. dar în același timp să știe să colaboreze și cu stafful care este acolo, Pintilie, Popa, Ovidiu, petre și cei care sunt acolo, el, cariera lui poate să cumva uh, poate să fie un plus pentru cariera lui. E drept că aici deși lumea vede cumva diferit, e totuși ciudat în sensul pozitiv că au reușit. Probabil, adică până că în momentul ăsta în care noi vorbim acum să la șapte puncte diplomat, să înțelegi da, indicațiile, dorințele patronului, cum să vorbești cu jucătorii ca jucătorii să înțeleagă situația asta, pentru că unii jucători, da, se simt, băi, n-ai cum să-mi spui tu mie, pentru că oricum tu nu faci echipa sau mai știu eu ce. Adică când aud că doar patronul echipei are merite, aici nu sunt de acord, pentru că sunt sigur că echipa tehnică antrenează, echipa tehnică vorbește cu individual, doar că au găsit acest mix la care nimeni nu s-a aștepta. Pentru că și presa acum cumva a renunțat la ideea asta de a mai întreba tu ești antrenor, dar cine îți face schimb pentru că deja cumva lucrurile sunt acceptate de toată lumea. De. Și de asta spun că nu e ușor. Deși zici să faci schimbările sau patronul echipe sau mai știu eu ce, dar nu e ușor să găsești echilibrul ăsta. Pare ciudat, nu e fotbalul pe care, să spunem, eu îl văd, dar E ca într un în corporație. Întâi, da, în, 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 campionatul nostru, iată, suntem la momentul în care noi facem acest podcast, au șapte puncte avans de locul 2. E drept și celelalte echipe au suferit, dar vreau să zic că se pare nu că ușor. Mixul ăsta da. E până acum, da. Să vedem ce se va întâmpla până la sfârșitul play-off-ului. Ai mai vorbit cu Haralambos? Da, ne-am mai auzit. Ne mai, când mai Haralamos. au avut deplasări, da, Elias, da, Elias, mi am era am ușor ala. să îi zic mai ușor Elias. Elias. Da, el e el bine, adică Așa cum a spus. Și comunică foarte bine pentru că a spus că și lucrurile astea sunt importante. Cum va comunica cu presa, cum va comunica cu jucătorii, cum va comunica cu, cu patronul. Să înțeleagă că așa funcționează lucrurile la echipa asta. Și aici cumva depinde, da, sunt niște compromisuri pe care el a fost dispus să le, să le facă. Și până la urmă, iată că lumea acum, lucrurile de data asta au ieșit. Uh, tu în cariera ta ai avut foarte mulți colegi care au ajuns antrenori buni. Uite cu Dezerbi, care este da. în premierul la Brighton. Cu el ai mai păstrat legătura? Ai am mai discutat și pe... eram, eram foarte aproape să lucrez cu el. El a antrenat eu jucător. În momentul în care jucam la Bari, da? el a antrenat Fogia, uh, Mădorea. Uh, am discutat cu el, deja discutam antrenamente, pe ce poziții să joc, cum o să joc. Numai că tot așa nu, nu s-a realizat pentru că Cumva el a plecat de la Fogea imediat după la o puțin timp o lună și nu s-a mai mers mai departe cu discuțiile. După care am avut și eu tot așa niște întâlniri online în perioada de pandemie cu el și am făcut un interviu și mă bucur pentru el. Mă bucur pentru că îl știam de la CFR, un, un jucător cu o personalitate aparte, un jucător care își dorea să facă meseria asta, se vedea de atunci. Și cărțul, cumva, antrenorul de atunci a văzut niște lucruri la el și de obicei, știi cum e, este antrenorul și jucătorii. Nu-l nu lași foarte mult să dai impresia că jucătorul îți face ție sau îți dă niște sfaturi. E, cu dezerbi avea o relație bună, pentru că un antrenor cu o inteligență aparte simte anumite calități la un an un jucător și se poate, uh, cumva, uh, poți să colaboreze. Adică poți să-l identifici pe cel exact. care poate fi antrenorul exact. tău din teren, da, tău. Da, adică să-i dai, să dai cumva un pic de libertate și să-i asculți părerea. Poate tu la urmă ești antrenor principal și vei lua tu de decizia. Dar sunt mulți antrenori care spun băi nu, tu fă treaba ta de jucător. Uh -huh. Nu veni tu să-mi spui tu mie ce să fac și cum să fac. Deci l au ochit pe da, dezerbii. De adică, da, adică, un... adică din punctul ăsta de vedere el a, a reușit să vadă în el și Știam din, din timpul acela că își dorește să devină antrenor. Era deja așa genul ăsta care își exprima, să spunem, anumite lucruri din punct de vedere fotbalistic și mă bucur mult pentru el că a ajuns la un nivel așa sus. Foarte înalt. Da. Finalul de carieră te-a prins în Italia. Cum a fost experiența acolo? Cum ți s-a părut acolo? Și mai am o chestie, mai vorbeau la barii de Răducioiu? Când... Da, 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 vorbeau, vorbeau. Vorbeau pentru că atunci după 90 cumva... Era un... făcut un campionat bun avea cumva îl văzuse ca un atacant de, de viitor și mai departe am văzut a, cariera lui Răducioiu. Am mers mai departe tot așa cum cum ai văzut și pe, pe descriere care a, mea a fost cu provocări nu mă gândeam că la 32 de ani mă voi duce în Italia mă gândeam că Va fi greu să mai pot să merg la un campionat din vest, chiar și Liga II. Dar Bari, în Italia, cei care știu de acolo, Bari înseamnă foarte mult. Adică, chiar dacă n-a realizat lucruri importante nici în seria, ca istorie, Bari, așa, în fotbalul din Italia, este văzut ca o, un club istoric, un club cu o însemnătate aparte. Și eu am descoperit acele lucruri la început. A trebuit să văd, să descoper un pic, dar cu siguranță după mi-am dat seama ce înseamnă. Cred că te-ai atașat mult de, de, de mult. locul ăla, pentru că vara trecută când am fost în vacanță în zona Puglia, ca așa da, se numește, da. mi a dat foarte multe ponturi. Da. am stat trei ani jumate acolo și cumva... Și am văzut că simți că ești nu, de acolo, este... că ești, ești da. foarte atașat de, de Sunt zona... parte din, din... și cumva m-am identificat cu cu zona Bari și toată, toată zona Puglia, pentru că e o zonă foarte frumoasă, o zonă pe care cu siguranță mulți, mulți români au descoperit-o ca locuri de vacanță și am rămas apropiat așa de, de, acest club, de tot ce înseamnă zonă, de mâncare, de locuri frumoase și de fiecare dată când avem posibilitatea mergem cu mare dragă. Într-adevăr e o zonă extraordinară Am trăit-o și eu pe da. pielea mea Dar și cu, cu ce mi-ai spus Tu m a ajutat foarte mult uh, Acum Pușcaș cu care ai jucat În acea perioadă s-a întors la bari Din păcate echipa nu merge extraordinar E mai degrabă și... la, la retrogradare Da. Ce părere ai de pușcaș? E atacantul uh. Care să ne ajute la euro. Ce să zic, că văd și convocările pe care le Sau făcut. Sau să ne uimească la da, euro? Cred, cred pentru că văd în convocările, și în trecut, dar și în prezent, văd la Edi Iordanescu același lot. Coerență. <laughs> da, adică nu, nu vezi că pușca nu joacă sau nu juca uh, și a conta lucrul ăsta pentru, pentru Iodonescu. Clar că pentru el grupul ăsta care a dus această calificare contează foarte mult. Și sunt sigur că jucătorii simt această încredere pe care le-o dă Iodonescu la unii jucători care nu joacă. Și sunt sigur că acei jucători vor fi motivați și responsabili în același timp. E clar că lui nu-i merge bine la bari, echipa merge rău, sunt discuții acolo, suporterii sunt împotriva conducerii, cei care au echipa, patronatului de acolo și e o atmosferă foarte tensionată. El cumva, de la el se așteaptă foarte multe lucruri și nu reușește să marcheze foarte multe goluri, dar la echipa națională e un alt mediu. Acolo unde el are în primul rând încrederea antrenorului și asta am văzut-o în calificări, Adică nimeni nu credea că o să înceapă cu pușca și Pușca și a marcat un gol important. Da. Așa cum am văzut și cu alți jucători. Deci e clar că Edi Iordănescu va merge cel puțin pe un nucleu de jucători, nu știu, 14, 15, poate chiar mai mulți jucători, chiar dacă ei nu o să joace sau nu o să fie într-o formă foarte bună. Adică el mizează pe acel grup puternic pe care l-a avut în calificări. Ce crezi că vom face la Euro? Da, e, uh, Eu sper, chiar dacă, într-adevăr, vom vedea care va fi echipa cu care debutăm, dar uh, eu zic că se poate. Adică trebuie să mergem cu încredere, conștienți de valoarea Belgiei și de ceea ce poate să facă, dar și Belgia nu mai este la nivelul la care uh, era înainte. Au și problemele lor. Au Sunt problemele și lor. De asta că spun e. că eu cred că este o grupă din care putem să ieșim. Vei merge la Euro, să meci naționala? Da, da, primul meci. Deja mi-am rezervat, după care mi-aș fi dorit să rămân în continuare, însă rămân alături de fetița mea cea mare, pentru că are un examen important și vreau să fiu cu ea în țară. Merge la liceu anul Da, da, da. Suntem în această situație și din de Da, și de asta o să fiu acolo. Dar, cu siguranță, sunt un fan al echipei naționale și abia aștept. Pentru că sunt lucruri frumoase, lucruri frumoase pe care le vezi după foarte multă muncă. Știu că a fost criticată această generație, a fost criticată, toate lucrurile au fost criticați, dar cu atât mai mult este și mai frumos atunci când vezi că lucrurile cumva le duci și te califici așa cum te-ai calificat pe primul loc. Arată că totuși perseverența și să nu renunți sunt, sunt niște calități importante, atât pentru jucători cât și pentru cei responsabili la da, Federație aici în cazul lor. Apropo de echipa națională, cumva mi-am să aminte din... Ai, ai, ai 17 meciuri în grupele Champions League, ai și două goluri marcate și am văzut că unul dintre golurile marcate pe Olimpico îl ai marcat lui Lobonț. Da. L-ai tachinat vreodată pe păi păi da, tema tot timpul, asta? Da, tot timpul, când și când stătea în Cluj, am băi, Bogdan, zic... Tocmai ție am găsit să-ți să dau gol. Pe și apoi până ai dat-o niciodată golul și acum vii să-mi dai mai Și da, a fost pentru mine un moment incredibil. Un moment de așa de bucurie, chiar dacă noi pierdeam la momentul respectiv, era 2-0, am dat golul de 2-1, nu reușeam să mă bucur cu adevărat de gol, dar era așa, dar totuși știu, realizai că... Realizam că sunt pe Olimpico și marchez în poarta, în poarta Romei, unde 9 ani mai devreme, să spunem așa, înainte, Eram spectator, aveam 17 ani și eram cu echipa Universității Craiova încă într-o la Norcia și ne dusese, uh, să era antrenor, ne dusese să vedem uh, un meci. Am avut poză de numai, acolo, da. Nu mai antrenori extraordinari, da, de foarte. Adică mai. au avut, am avut, am avut pe Sorin Cărțu, Emil Sandoi, Cărțu, Ilie Balaci, uh, Flori Marin, care iar la fel da? uh, cumva da. conta foarte mult, uh, Mircea Rednic, Andon, Răzvan Lucescu, da. Nu te antrenor... să te faci antrenor. <laughs> nu. Adică eu știam deja că nu o să fiu antrenor, din perioada în care deja ușor ușor cariera mea se ducea spre final, am zis nu. Unul pentru că mi-am propus să rămân lângă familie și știam că e importantă perioada asta în care ele vor crește și au nevoie de stabilitate și de prezența, și prezența mea. Mi-am dorit, în primul rând, și din punct de vedere, pentru că cred că trebuie să fii făcut pentru această meserie. Trebuie să ai anumite lucruri care să te propună pentru meseria asta, felul cum comuni, felul cum înțelegi persoanele, felul cum gestionezi, felul cum gestionezi apropo de relațiile de la Steaua, de la FCSB, da. cu patronatul. E foarte... o muncă dificilă. De asta zic că... Și care necesită necesită. Și pe care 100%. Exact. Și am spus că nu, asta nu doresc, însă îmi doresc pe latura administrativă, poate pe viitor, mai ales că acum am terminat și cursurile de CFM, de, la, de management în fotbal cu la UEFA și clar m-au ajutat foarte mult și toate cursurile pe care le-am făcut în ultimii 3-4 ani, din 2018 încoace, m-au ajutat foarte mult să înțeleg că nu are nicio legătură a fi un bun jucător sau care a jucat la un nivel înalt cu a fi antrenor sau a fi un manager. Avis conducătorilor din fotbal, da. românesc că e nevoie de oameni ca tine. Din mari fotbaliști cu care, cu care, ai, cu care ai păstrat legătura, că am spus foarte da. multe. nume, uh, Cine te-a impresionat cel mai tare? Cu care e o poveste? Uh, <laughs> Ți-am pus trei întrebări da. împreună. Într uh, cu Hakan Cianonoglu am. Am văzut la un moment dat. Schimba niște mesaje când încă era la Milan, atunci când da. am și primit tricoul de la el. Da, era o campanie. da prin Ciprian T Tătărușanu l-am primit pentru că nu aveam contactul lui și cumva l-am întrebat pe Ciprian, zic, băi, uite, vezi că Hakan, zic, mai întreabă, mai știe și zice, cum să nu face imediat. M-a reacționat. Da, da, da. Și în rest, așa, dintre foștii, foștii colegi, clar, pentru mine un impact. Atât sportiv, dar hai să spunem că eram în Dubai și nu era din punct de vedere fotbalistic un lucru extraordinar. Dar ca om, și ce m-a ajutat pe mine să văd diferit viața și să-mi să doresc alte lucruri, alte valori să-mi dezvolt, a fost Carlos Tenorio, atacantul din echipa națională a Ecuadorului, care în 2006 marcase la Mondial. Noi am stat acolo împreună, era colegul meu de cameră și un tip foarte foarte ok și mai țin legătura așa din când în când cu el, mesaje, ne mai sunăm. În rest, cu Capetanos. Da? Capetanos, cred că țin cel mai des așa, ne tot auzim. El vine și el destul de des din România. Și un tip care, tot așa, petreceam timp și în afara terenului, ieșeam cu familiile. Adică, clar, prin fotbal am... Am descoperit foarte mulți, să spunem așa, prieteni și sunt amintiri frumoase. Cum crezi că mai prindem Liga Campionului? Adică, nu s o prindem la televizor, să ajungem cu o echipă românească acolo. Da. Mă crezi, Valentin, că în momentul în care a fost performanța 2005-2006, da, sfertul de finală, semifinală. Pare că în de acolo s a, -a... tot un cap. Da, mă gândeam că, băi, anul următor trebuie să ajungem una din noi, două, da, să luăm, un... să luăm. Nu, să ajungem măcar în finală. Așa de încrezător eram și văzusem că se poate nu, nu venea să cred că căderea a fost atât de mare. După care a venit 2010, am reluat, să spunem așa, iar după vreo 4-5 ani, drumul ăsta. După episodul CFR Cluj cu cele mai multe puncte în Champions League, 10 puncte obținute, ne gândeam că tot așa, băi, să ieșim iar din grupă în sezonul următoare. E foarte greu, într-adevăr, acum să ne gândim la o grupă de Champions League. Sau nu mai este fapt că nu mai sunt grupe, va fi cu clasament, s-a schimbat yeah. formatul. Dar cred că tot oamenii de fotbal, managementul echipelor va trebui să, să, se dezvolte pe un proiect cu o durată mediu-lung. Altfel, riși foarte mulți bani, care da, poți să ajungi într-o competiție europeană, nu știu dacă Champions League, dar nu este fezabil pentru pe viitor. Și cred că cluburile n-ar trebui să se uite numai la ceea ce fac, eu știu, lucrurile frumoase și pe care ce, wow, de ce frumos cresc alte cluburi, ci ar trebui să învețe să-și aducă oameni pregătiți. Chiar dacă necesită timp, chiar dacă nu se văd rezultatele de azi pe mâine, dar pe viitor, cumva vei avea o stabilitate și vei avea o continuitate, din punct de vedere al proiectului, al clubului. Pentru că acum, noi vedem, sunt foarte multe cluburi care n-au o bază sportivă, n-au o identitate, n-au niște valori, n-au niște lucruri, n-au o comunicare, n-au. Adică sunt lucruri de bază în orice club și mai ales la nivelul la care noi vrem, aspirăm să mergem în Cupa UEFA sau în Champions League, trebuie să fi pregătit din punctul ăsta de vedere. Uite, cluburile din România n-ar face rău să vină aici la Victory Cup să vadă ce înseamnă o structură bine organizată, care are foarte, grijă de, foarte mare grijă de tot ceea ce înseamnă imagine, tot ceea ce înseamnă, nu știu, jucători implicați, e cum să zic, Champions League-ul competițiilor de exact, mini-fotbal din România. Și... Și ți arată cum se fac lucrurile, adică cum trebuie să faci lucrurile și cum trebuie să fii atent la toate, toate detaliile. Exact Cred și, de da, de da, da, nu, asta zic că vreau să vă felicit pentru că urmăresc de ceva timp în social media Victory Cup și am văzut așa momentul, să spunem, zero, în care era ca o competiție normală, după care încet, încet și a crescut și cum s-a diferențiat crescut. și cum a crescut. Era asta e clar, că asta se vede cu un plan în spate, cu niște pași, cu răbdare, cu oameni pricepuți. Exact. Și uite, ajungi în... Câți ani aveți de când sunteți? Eu păi am când... sărbătorit 13 ani acum de curând Adică... Și... Deja... 10 ani, scuze. Da. Vorbim, vorbim de niște lucruri care totuși durează... Vom face mai mult de 13 ani. Da, Vom cu, face siguranță, cu siguranță, pentru că dacă este un proiect pe termen lung și sănătos... Atât timp cât uh, lucrurile se dezvoltă într-o direcție bună și pe care o urmăriți voi, nu are cum să nu să nu se dezvolte. De să spun că, da, la noi încă este mentalitatea aceea de îmi doresc mâine să fac performanță, îmi doresc mâine să câștig campion, îmi doresc neavând lucrurile de bază uh, la început. Cine crezi că o să iasă campion în, în acest sezon? Adică, sau dacă ai vreo simpatie? Păi, simpatie e clar că sunt echipele. La care am jucat și mă bucur că sunt toate în față. Deci, steaua FCSB este rapid, este Craiova, este CFR, deci toate patru sunt acolo. Bine, și uh, acum afară Constanța care e acolo, Hagi, actualii campioni, încă campioni, uh, dar uh, ce să zic, uh, vom vedea. Adică, clar, FCSB are cele mai, uh, cel mai mari șanse, pentru că, totuși, în momentul ăsta sunt șapte puncte. Și cu cât vor trece etapele, și dacă rămâne oarecum avantajul ăsta destul de mare, și cealaltă echipe vor scădea, să spunem, în intensitate și în încredere. Adică Sunt ei dat... au clar cele mai mari șanse în acest moment. Mai uită spun același da. lucru. Sunt dator să, să fac o rectificare. Suntem la sezonul 13, 10 ani de, de victorie. Felicitări cap. și la. Și poate, poate, ajungi vreodată să, să joci și, și, la competiția <laughs> noastră, măcar așa că ai Da, da, sigur, sigur, adică atunci când vine vorba de fotbal afară, niciun fel de problemă. Dar crezi că FCSB-ul, dacă este campion cu actualul lot, poate ajunge în grupele Champions League? Greu. E greu. E greu pentru că, într-adevăr, acolo e un nivel, un nivel foarte mare și va fi foarte greu cred că câștigarea campionatului pentru, pentru, FGSB este ar fi un obiectiv Europa League așa mare în acest moment la ceea ce propune Liga 1 și la ceea ce propune și lotul echipei este foarte greu să ajungi. Poate într-adevăr să ai o conjunctură să spun, în care să te ajute să ajungi, dar cred că în acest moment fotbalul din România nu este pregătită pentru Champions League din punctul ăsta de vedere. Toată lumea știe de celebrul tău slogan, Radaway. Da. Și aș vrea să să-mi spui mai multe lucruri. De unde a venit ideea, cum ai ajuns să faci atât de multe proiecte frumoase, ai foarte multe acțiuni și toate sunt de bună calitate. Exact. Proiectul de Radaway, educație sportivă. Sună și foarte bine. Da. E un lucru pe care l-am început în Italia, în 2016. Cumva așa timid, pentru că nu știam, era un teren nou. Și multă lume mă a întrebat, bă, dar ce faci tu? Ce asta? Ce... Și uite că, iar la fel, apropo de plan pe care cumva mi-am schițat niște lucruri și pe parcurs am început să învăț, participând la foarte multe cursuri, știi foarte bine, da, am, -am întâlnit descoperit un dat. oameni că și tu cumva ai avut rolul tău important în, în chestia asta pentru că mă sfătuiam cu tine pe anumite lucruri Mulțumesc. și m-a ajutat m-a ajutat, primul rând, să nu renunț, m-a ajutat să cred în idee și să dezvolt, să caut oameni care să mă ajute să mă dezvolt. Și suntem în 2024 în care deja foarte multe lucruri se întâmplă în jurul de Radaway și lumea înțelege mai bine. Este un proiect despre, în primul, despre un stil de viață pe care eu îl propun, și încurajez oamenii să-și descopere, să spunem, way-ul lor. Pe de altă parte, vreau să am un impact asupra oamenilor prin ceea ce fac, în primul rând, și prin aceste proiecte de sănătate, în primul rând, de sport, de mișcare, de descoperire, de conștientizare, să înțelegem cu adevărat importanța și cât de important este să facem sport în fiecare zi. Adică tu crezi că la nivel național e nevoie de o asemenea politică? Da, și eu consider că cariera mea de sportiv uh, și mi-am doresc cu atât mai mult, adică conștientizez zi de zi că continuă, adică cariera mea de sportiv, la ceea ce înseamnă un sportiv, nu se oprește doar la partea activă când am jucat. Am o responsabilitate pe care eu cumva toți acești ani de, uh, de, carieră vreau cumva să o pun pe masă, da, să o împărtășesc cu oamenii și prin ceea ce fac să ajut oamenii să, odată să creadă în visul lor, să facă mai mult sport. Sportul de masă e foarte Sportul important. Sportul de masă și eu am o responsabilitate, o simt această responsabilitate și cred că prin ceea ce fac pot să influențez pozitiv viețile oamenilor. Și de asta spun că din ceea ce vin eu cu experiența de sportiv, pot să ofer oamenilor în direcția asta, într-o direcție bună. Adică să promovezi un stil de viață exact. sănătos. Da. Apropo de stil de viață sănătos, în bucătărie cum te descurci? Acolo trebuie să învăț, ai clar. Pentru da? că târziu și apropo de multe, să spunem, persoane importante din cadrul unui club care ar trebui să lucreze în organigrama unui club, un nutriționist, un psiholog. Ah, să înțeleg. Înțe da, despre chestia asta. Adică târziu am început să colaborez cu persoane care... Poate la început spuneau lumea că nu sunt importanți și de curând am am avut iar o întâlnire cu un nutriționist în care îmi recomandă, ținând cont că cariera mea acum este la nivel de amator, fac anumite antrenamente, sportivii sunt predispuși la îngrășare pentru că la nivel să spunem așa, creierul nostru transmite anumite semnale, ținând cont că noi am avut un anumit efort și dacă noi nu consumăm, de asta tendința de greșare la sportiv este destul de mare și trebuie să-mi adaptez, trebuie să învăț să-mi fac farfuriile, cum să-mi gătesc, cum să-mi... Dar eu deocamdată merg pe chestii simple, adică nu mă bag la chestii complicate. Adică îți place să gătești, gătești ceva? A, bine, gătesc, clar, paste, paste acolo Asta mă ba... rămas din Italia, în Italia. Așa. am învățat mai multe și uh, pe partea de, nu știu, poate la cuptor, chestii, carne pe, cu cartof sau mai știu, mai multe feluri și salatele care, bineînțeles, le alea, alea chiar mă pasionează ca să le combin cu tot felul de lucruri, dar în același timp, așa cum am spus, pe partea asta chiar cred că trebuie să mă dezvolt mult mai bine, pentru că mi-am dat seama că alimentația pentru ceea ce îmi doresc și în a doua parte a, care, a vieții mele este foarte importantă. Pentru că atunci cumva aveam farfurile și meniul pregătit oarecum de... încantonament. cantonament. În, în elea... Acum e diferit, ești acasă, ai o familie, nu gătești poate în fiecare zi, trebuie să ai grijă ce mănânci, ce pui pe farfurie, să nu mănânci pe grabă, să te organizezi un pic dinainte pentru următoarele zile. Adică trebuie să ai grijă foarte mare la, la partea asta de alimentație. Apropo de cantonamente, care era activitatea ta preferată în cantonament? <laughs> de multe ori deam cu capitanul care l-am avut coleg și la, la FGSB. Poți să ne spui la... și o întâmplare amuzantă. Da, pe asta zic că noi de obicei am doi, eram atunci cu copii mici și <laughs> intram în cantonamente și ziceam ca pe ce face dându la televizor. Dice, nu, eu nu vreau să dorm, vreau să dorm, că plângeau copiii acasă și cumva era weekendul în care noi intram în cantonament până când și aveam... Da, trăgeam draperiile și cumva ne, ne odigneam. Eram așa... Ne eram în timpul săptămânii sau acasă, ajuteam uh, soțiile cu, cu copiii și era așa, rădeam tot timpul pe chestia asta, că cam în aceeași perioadă am avut uh, copii mici. Adică și, îți doreai să ajungi în casă. Da, zici că... Și cumva, ce facem? ce facem? Ne mai uităm la televizor, mai facem, ne jucăm ceva, joc și nu, 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 hai să dormim, hai să dormim, că până când aveam antrenament oficial. Că în afară de antrenamente mai avem da. antrenamente și Nu, no, acasă... nu, no, foarte ok, adică din punctul ăsta de vedere, foarte ok, uh, un coleg de cameră ideal, Adică m -am, m am cumva am avut așa o, o relație foarte ok cu el, știi, din punctul de vedere. Pentru că nu e ușor, trebuie să, na, să nu sforăi, să nu se poarte, mai știu ce, să nu facă tot felul de lucruri prostii și să trezești noaptea sau mai sunt. Pe... Era silențios. Da, da, era totul ok din punctul de vedere. Vrun film preferat, vreo muzică preferată. Nu știu, n-aveam sincer, sau ai. iar atunci erau multe, multe filme pe laptop sau pe pe partea asta, dar nu cred că film preferat, nu știu, acum chiar nu nu vine chiar în, în minte. Așa o amintire din culisele unui derby, că ai jucat destul de multe. Ai una care, care merită să o spui și nouă. Bine, derbiul e clar. Pentru mine, când jucam la Craiova, era Craiova-Dinamo. Ăla era derbiul pe era care cel mai... da, cel mai așteptat așa de toată lumea și mi-aduc aminte că de pe culoar începeau cumva, probabil și din ideea că fusesem crescut în, în direcția în potriva asta, lui, potriva Dinamo. Potriva lui Dinamo și eram așa, l-așteptam și după aia mai târziu ca jucător, culoarul de la Craiova, cum era înainte, vechiul stadion, era destul de lung, adică și pe culoare acolo se întâmplau multe lucruri. Adică deja începea meciul, după care mai târziu aici la Rapid cu Steaua, clar, iar și acolo mi-aduc aminte de momentul de pe Giuleș 0-0 atunci când au ieșit cu scaune rupte și incidente și pe teren sunt frumoase aceste derbiuri, dar neapărat o întâmplare care să-mi fi rămas, na, poate o întâmplare nefericită atunci când am lovit pe rădoi într-un în meci, dar în rest n-am avut parte. Cred că am fost totuși un jucător destul de decent din punctul ăsta de vedere la modul că nu am jucat la rupere, să zicem așa. Adică chiar dacă în anumite momente cumva tu ești fundat și tu ești cel care atacă, am încercat de fiecare dată să nu lovesc adversarii. A fost vreun atacant așa care ți-a rămas în memorie apropo de... Da, adică din punctul să vedere și de dată când îl văd îi spun lucrul ăsta și îl apreciez foarte mult, este Ionel Danciulescu în Liga 1. În afară am spus că este Robin Van Persie pentru că l-am întâlnit în două perioade și când juca la Arsenal și când juca la Manchester United și văzusem creșterea, dar cu, cu Danciu, mi-aduc aminte că mi-era greu, mai ales că jucă și la Dinamo. <gângânt> da, Dinamo și mira era Sau Steaua. Da, ca Steaua, la, la, eram la început, dar după da. aia mai mult la Dinamo l-am prins. Da, un jucător incredibil, un jucător care... greu de marcat. Adică știa să atace, știa să se poziționeze, știa să simtă momentul de plecare, momentul de centrare, momentul în care eu... Și mi-era foarte greu. Adică nu era jucătorul care era să greu accepte... de anticipat. De anticipat, nu era jucătorul care să te lupsi cu el corp la corp, să spunem... Nu era o tehnică deosebită, dar avea plecările, demarcările, Pozițiunea atacul ai. la partea, la colțul scurt, la mișcări false. Adică din punctul sădere și plus că simțea acolo, adică ori, spingea portarul, era acolo. Imediat venea centrare, imediat era la finalizare. Și l-am admirat foarte mult pe, pe Danciu ca adversar, deși câteodată trebuia să fiu un pic mai agresiv cu el ca să pot să îl controlez, dar din liga întâi pe el. Eu nu noi îți mulțumim foarte mult și eu că te-ai trezit atât de dimineață și ai ajuns mai mult decât punctual la, da, la locul faptei de aici la noi la Victory MVP Time. Înainte de, de a încheia acest podcast, și pentru care Hai. îți mulțumesc, am vrea să ne dai și un autograf aici, chiar de Dănciulescu, dacă vrei, Unde că și el a fost invitat să la. Aici, să pun aici sau. Nu, no, e aici, mai sus, da. Cred că ești deasupra lui Rața, acolo. Aici. Da, okay. <laughs> Și îți mulțumim foarte mult pentru, pentru prezență și, și te mulțumesc. felicităm pentru ceea ce faci. Mulțumesc mult și. Și admirăm foarte mult lucrurile pe care le faci. Mulțumesc Iar pe frumos. prietenilor noștri care ne urmăresc, le spunem să fie cel puțin la fel de victorioși cum ești tu. Da, și bineînțeles că eu tot timpul la finalul interviului sau la, la finalul clipurilor pe care fac tot timpul de Rada. Radaway. Și toată lumea mă întreabă ce este asta, ce înseamnă. Sunt trei lucruri care pe mine m-au ghidat, trei principii care mă ghidează și acum partea de educație, de disciplină și, bineînțeles, sportul pe care îl promovez. Asta de asta zic că lumea că mă întreabă, eu nu știu da, ce e cu semnul ăla, ce -i? tot Sunt timpul trei trei de da. Sunt trei lucruri pe care eu le m au ghidat, mă ghid și acum fac același lucru și cumva încerc să uh, împărtășesc cu oamenii un semn după care să se identifice și să nu uite anumite principii sănătoase în viață. Îți mulțumim mult și, și pentru lecția asta și pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc frumos, Valentin. Mulțumim.